probleme pentru denumitorul lui Liviu Dragnea, a intrat în vizorul anchetatorilor. Bărbatul care a depus denunțuri împotriva șefului PSD, Liviu Dragnea, a ministrului de interne, Carmen Dan, și a altor persoane, este vizat într-un dosar economic privind un prejudiciu de 1000 de euro. Dosarul se află în instrumentare la Serviciul de Investigare a Criminalității Economice, SICE. Ciurgiu i-a fost deschis cu câțiva ani în urmă la plângerea lui Marius Lecetu, potrivit lui Romi Perepelea, scrie Libertatea.ro. Romi Perepelea a povestit contextul în care, în cursul zilei de miercuri, un comisar ref de la acest serviciu a încercat să-l interpeleze în trafic pentru înmânarea unui mandat de aducere. Anterior acestei situații, în dimineața aceleiași zile, Romi Perepelea fusese citat telefonic printr-un mesaj, la care a răspuns i-a anunțat ce se va prezenta la termenul indicat. În urmă cu pui timp i-am făcut plângere lui Dr. Guin, primarul din Alexandria. În acea plângere am vorbit de politi, procurori, și oameni de afaceri precum în cazul comisarului F. Marian Pung, lucrător la DICOT structura Teleorman, Alin Vâjial, F. Serviciu Poli-Economic din Teleorman, omului de afaceri Tatu Nicole, care derulează afacerile primriei Alexandria prin firmele sale, Contessis, Big Bog Alex SRL Alexandria și altele, spune bărbatul. Banca Transilvania, lovituri Teresnet pentru Ioan Niculae. Decizia băncii după ce omul de afaceri nu i-a achitat o datorie fabuloasă. El spune că după ce a depus plângerea ar fi descoperit relații de grup infracțional cu interlop din municipiul Giurgiu, procurori din Giurgiu și doi judectori tot de acolo, prin comisarul Iefa Varvarei, care susține că ar fi lucrat o fier la SRI. În anul 2013 după referendum până în 2015, după suspendarea mea din funcție am înființat o societate SC Media pentru caritate și adevăr, împreună cu un preot, jumătate-jumătate la acțiuni, i-am avut mai multe contracte. În urma contractelor și a nenelegerilor prin nerespectarea contractelor de către doi parteneri privind suma de 14.000 de lei pe care ei considerau ce trebuie să o primească, au fost îndrumai, în afara de litigiul comercial pe care ei l-au pierdut, să fac plângeri penale pe numele meu. Una din plângeri a încetat acțiunea penal prin împăcarea pereilor, înelegând ce nu au de ce se pretind banii. În al doilea dosar de plângere depus la Poliția Giurgiu, comisarul Iefa Varvarei, când am dat declaraie, mi-a impus să scriu anumite lucruri, de recunoaterea acelei creane de 15.000 de lei, spunând ce nu e de competența poliției, ci de competența unei instanțe civile, spunând ce va clasa cauza. Ceva timp după declaraie l-am văzut pe Varvarei împreună cu cel care mi-a făcut plângerea la un restaurant exclusivist de pe bulevardul principal din oraul Giurgiu, s-a confesat bărbatul. Perepelea susține că la scurt timp după ce i-ar fi văzut la acea imas pe cei doi bărbați, fostul partener de afaceri i-ar fi pretins 10.000 de lei dobând pentru suma de 15.000 de lei pretins rămas restant.
după alte câteva luni Marius Lecetu, cel care a făcut plângerea, i-a cerut suma de 15.000 de lei plus 10.000 de lei dobândă. Lecetu a luat facturile, chitaniele și contractul de la contabil, dar ele nu au semnătura mea pentru că am plecat la București. În realitate, Varvare i-a lucrat ca inginer chimist, iar apoi a devenit polist, a mai spus bărbatul la intrarea în sediul DNA. Romic Perepelea s-a prezentat joi dimineața la sediul DNA, unde a spus și depune denunț scris pe numele polistului. Acesta afirmă că agentul ar fi fost rău intenționat în demersul său și că ar face parte dintr-un grup infracțional organizat. Contactat telefonic, comisarul Efaurel Varvarei nu a dorit să comenteze afirmaile denuntorului lui Dragnea, dar a confirmat ce l-a citat pe bărbat pentru ziua de joi. În același context, Perepelea spune ce după întâlnirea cu procurorii n-a va pleca la Sice Giurgiu pentru a da curs și pe ei primite miercuri.